Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Municipiul Focșani găzduiește în această săptămână Olimpiada Interdisciplinară Științele Pământului. Această competiție se desfășoară la 4 discipline, respectiv geografie, biologie, fizică și chimie, și reunește 131 de elevi de liceu din țară. Evenimentul de deschidere a competiției a avut loc aseară pe scena Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia. Au participat inspector general din cadrul Ministerului Educației Naționale, dar și profesori universitari. Invitații le-au transmis elevilor mult succes și să obțină rezultate cât mai bune. Cunoașterea este una singură și voi veți dovedi acest lucru, veți dovedi că sunteți foarte buni și că v-ați confruntat deja cu niște subiecte la fazele județene, pe care le-ați rezolvat cu bine, dovadă că sunteți aici. Orașul acesta este un oraș mic, dar foarte frumos și ne bucurăm de o ospitalitate deosebită. Ați văzut că aveți condiții deosebite la cazare și sper ca și probele pe care Comisia Centrală vi le va propune să fie de asemenea frumoase, să fie incitante, să învățați din ele, dar e mai bine, zic eu, să fii învățat înainte, ca să nu greșiți. Vă doresc succes, vă doresc mult succes și să învățați ceva de la această olimpiadă. Știu că foarte mulți dintre noi veniți de la faza națională a olimpiadelor pe discipline și ați venit să vă întreceți interdisciplinar la Focșani. Vă urez succes tuturor și mai ales, încă o dată subliniez, să învățați câte ceva și după această olimpiadă. Vreau să mulțumesc organizatorilor care până acum ne-au asigurat condiții foarte bune și sper ca dumneavoastră să vă simțiți foarte bine și să aveți rezultate bune în continuare. Gazdele i-au asigurat pe concurenți de tot sprijinul în desfășurarea etapei naționale a Olimpiadei Interdisciplinare Științele Pământului. Totodată, elevii au fost invitați să viziteze municipiul Focșani. Vă felicit pentru faptul că ați ajuns la această etapă și că ați avut dăruirea de a participa la etapele anterioare. Felicit profesorii care v-au îndrumat și care vă îndrumă în continuare. Aș vrea ca zilele pe care le petreceți la Focșani să vă rămână veșnic în amintire. Focșani să fie un reper cultural, un reper turistic, dacă se poate spune așa, pentru toți cei prezenți în sală. Vă doresc să aveți mult succes în concursul pe care îl veți desfășura începând cu ziua de mâine, atât la proba practică cât și la cea teoretică, să obțineți punctaje maxime, cei mai buni să câștige. Zile cât mai plăcute în orașul nostru, să aveți parte de bucurii și la sfârșitul acestor zile să trageți o concluzie că Focșaniu, așa cum spunea și domnișoara general, devine o locație pe care dumneavoastră să vă doriți să o vizitați, un pic mai relaxați și un pic mai dorești de a cunoaște istoria și bogățiile acestor ținuturi. Astăzi, în prima zi de concurs, elevii au susținut probele de competențe practice. Oficialii din cadrul Ministerului s-au declarat mulțumiți de prestația concurenților, având în vedere că subiectele au avut un grad ridicat de dificultate. Astăzi a fost proba practică, prima probă de concurs. Elevii au avut de rezolvat 4 subiecte la 4 discipline, chimie, fizică, biologie și geografie. Urmează procesul de evaluare în după amiaza aceasta și vom afișa diseară rezultatele probei de astăzi. Au lucrat, sper că le-au plăcut subiectele. Și sper că au făcut. Din ce am preluat lucrările și am văzut, scriseseră. Primii 4 elevi care vor obține cele mai bune punctaje atât la proba practică cât și la proba scrisă se vor califica la etapa internațională a Olimpiadei Interdisciplinare Științele Pământului, care se va desfășura în Spania. Pensionarii își primesc mai repede pensiile în această lună. Primii care și-au încasat pensiile sunt posesorii de carduri, iar pentru restul beneficiarilor, pensiile vor ajunge până la sfârșitul acestei săptămâni. Guvernul a decis ca pensiile să fie date începând cu data de 10 aprilie pentru ca pensionarii să aibă bani de Paști. Plata pensiilor pe card s-a finalizat încă de vineri. Pentru restul pensionarilor, care au optat pentru distribuirea prin poștă la domiciliu, plata se va face până vineri cel târziu.
pentru a veni în sprijinul beneficiarilor noștri, Casa Națională de Pensii Publice și Ministerul Muncii a hotărât ca plata pensiilor pentru luna aprilie să se facă mai devreme decât de obicei. Pentru pensionare care primesc pensia pe card, plata s-a făcut deja în data de 11 aprilie, iar pentru cei care vor primi prin poștă, plata a început pe data de 10 ale lunii și se va termina pe data de 18. Calendarul de acordare a pensiilor este cuprins în intervalul 12-31 ale lunii. Mediatorii sanitari din multe localități ale județului întâmpină dificultăți în desfășurarea activității. În acest sens, reprezentanții de la Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate au organizat o ședință de instruire a acestora. Scopul întâlnirii a fost acela de clarificare a unor aspecte legate de activitatea desfășurată în domeniul specific în comunitățile vulnerabile. Reprezentanții autorităților județene au identificat probleme în mai multe localități ale județului, motiv pentru care le-a solicitat mediatorilor sanitari să dea dovadă de mai multă coerență în îndeplinirea sarcinilor și să fie foarte atenți în analizarea și medierea fiecărui caz în parte. Am avut discuții cu alte instituții care au considerat că persoane care lucrează în acest domeniu nu și-au îndeplinit atribuțiunile. Am avut discuții cu Direcția de Sănătate Publică, pentru că așa cum vi s-a stabilit în fișa postului și în legea care stă la baza angajării noastre, erați obligați ca să transmiteți niște rapoarte de activitate până pe 15 februarie și din păcate nu știu dacă cineva dintre noastre a transmis aceste rapoarte. Activitatea de mediere sanitară a comunităților vulnerabile este monitorizată și de către Direcția de Sănătate Publică Vrancea. În acest sens au fost organizate mai multe întâlniri, iar oamenii au primit sfaturi practice de la specialiști. Vrancea în perioada ianuarie 2013-2014. Punctual, la capitolul identificarea familiilor cu risc crescut de îmbolnăvire în cadrul comunității, în anul 2013 au fost identificate 931 de familii cu risc social și cu nevoi medicale și doar un număr de 230 de persoane din aceste familii au fost înscrise pe listele medicilor de familie, trăgând concluzia noi că restul or fi în curs de rezolvare. Rămâne ca să ne spună colegii ce se întâmplă cu restul. Un alt capitol, identificarea și urmărirea copiilor cu probleme sociomedicale. Au fost identificate 727 de cazuri care au fost și consiliate. La ședința mediatorilor de astăzi a participat și un reprezentant al Centrului Romilor pentru Politici de Sănătate. Acesta le-a transmis mediatorilor sanitari din Vrancea să-și ia mult mai în serios atribuțiile pentru a-și eficientiza activitatea. Mediatorul sanitar devenind soluția aceea de a fi persoana care să prevină situațiile neplăcute care pot apărea într-o comunitate de rom din punct de vedere sociosanitar. Au avut foarte multă vreme doar activități medicale în fișa de post, însă au fost nevoite să facă și foarte multe activități sociale care nu le erau atribuite și dacă nu le făceau cu competență, poate că ar fi fost sancționate sau poate nu și aveau rolul acolo și nu trebuiau să întreprindă respectivele activități. Drept pentru care anul trecut s-a gândit să refacă standardul socio-ocupațional al acestor doamne, standardul ocupațional al acestei meserii, de fapt. Și acum am introdus și activitățile sociale în acest standard. Începând de anul viitor, activitatea mediatorilor sanitari nu va mai fi finanțată de către Ministerul Sănătății, ci de către autoritățile locale. Condiția este ca activitatea de mediere să fie una activă și cu rezultate în folosul comunității locale. Aproape 600 de sancțiuni și mai multe permise de conducere suspendate. Acesta este bilanțul sfârșitului de săptămână înregistrat de polițiștii Serviciului Rutier Vrancea. La sfârșitul săptămânii, polițiștii Serviciului Rutier Vrancea au organizat mai multe acțiuni pentru prevenirea evenimentelor nedorite în trafic. Cu acest prilej au fost aplicate pentru neregulile constatate 572 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 62.000 de lei. Cele mai multe amenzi au fost aplicate celor care au depășit viteza legală. În acest sfârșit de săptămână, polițiștii rutieri au acționat pentru prevenirea accidentelor de circulație produse pe fondul vitezei neadaptate. Recomandăm șoferilor ca în continuare să respecte limitele de viteză impuse și să conducă cu atenție.
La sfârșitul săptămânii, 8 șoferi au rămas fără permis de conducere din cauza nerespectării legislației rutiere. Totodată, oamenii legii au mai sancționat 23 de pietoni, 11 bicicliști și 2 căruțași. Doliu în familia farmacistei Fevronia Stoica. Soțul acesteia, doctorul Horia Stoica, a încetat din viață după câteva luni de suferință. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Doctorul Horia Stoica, un profesionist și un om dedicat meseriei, care și-a desfășurat activitatea la Spitalul de Obstetrică Ginecologie din Ploiești, a fost condus ieri pe ultimul drum în județul Prahova. Acesta își va dormi somnul de veci în satul natal, alături de părinți. La ceremonia de înmormântare au fost alături de familia îndurerată, colegi farmaciști și medici, reprezentanții ai PNL Vrancea, prieteni. Cel ce este în fața noastră fără puterea de a vorbi și de această putere de a vorbi, Dumnezeu l-a oprit cu 3 luni în urmă, când atunci, într-adevăr, a fost cea mai grea povară pe care am suportat-o cu toți. Aveam speranțe oarecare, știind că la Dumnezeu toate sunt cu putință. Dacă la oameni lucrurile sunt măsurate pentru că suntem mărginiți, să o găteam că bunul Dumnezeu care a înviat pe Lazar, pe care l-am amintit ieri, și de asemenea pe fiul văduvei din Ain și pe fiica lui Iair, va face și cu dânsul o minune și îl va ridica iarăși. Sunt cotințele noastre omenești, dar din dragoste pentru viețuirea sa și pentru că, am putea spune, era la culmea profesională și de asemenea, la culmea aceasta a trăirilor pe care le avea atât față de cei din jur, cât și față de Dumnezeu, pentru că este bine să amintim lucrul acesta. Era un doctor bun și un doctor credincios, drept credincios. Așa că cerurile sunt deschise pentru toți creștinii și pentru domnul doctor, care a fost un bun creștin și este într-adevăr, din punctul său de vedere, încă un model pentru profesia sa, ca și pentru noi. Ca și pentru noi, pentru că într-adevăr, ca să lucrezi profesional și să te dedici trupului și să-i cunoști tainele și de asemenea să aduci viață, chiar mi-aduceam aminte că de o se întâmpla cu 10 de ani înainte, când nu erau doctori și erau numai moașe în sat, când murea o moașă, îi puneau mâini, cei bătrâni poate știți, mânuși albe. Pentru că se putea că mâinile acelea sunt mâini care aduc viață. Așa se proceda cu 10 de ani înainte. Poate că unii vă mai aduceți aminte, poate ați auzit. Și așa că și mâinile domnului doctor, așa în fața lui Dumnezeu, să cotim ca au acest dar și această culoare, pentru că vieți multe au fost aduse de către mâinile sale cu dragoste. Televiziunea Atlas transmite condoleanțe familiei îndurerate. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi închisă ca aspect, cerul va fi mai mult acoperit și va ploua, vântul va sufla în general moderat. Temperaturile se vor încadra jurul valorilor de 6 și 10 grade. Doamnelor și domnilor, aici punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, vă dorim o seară cât mai frumoasă. La revedere!